propriu înaintat Parlamentului. Proiectul se numește Rețea Națională de Repere ale Civilizației Spațiului Românesc, construită din obiective patrimoniale relevante pentru istoria și identitatea românilor, a explicat Mircea Diaconu. Care poate să aibă un efect fenomenal asupra noastră a tuturor și ca dezvoltare economică, tot ce vreți, de tip cultural, identitar de fapt. Practic, pe tot teritoriul țării, aprindem niște lumini identitare.